Cunoscutul atacant al Barcelonei, Pierre Aubameyang, a trecut prin clipe de groază după ce mai mulți bărbați au pătruns în curtea casei sale și l-au bătut ca pe urmă să-l jefuiască. Cei patru indivizi au reușit să intre în posesia unor bijuterii de mare valoare, dar și în posesia unei mașini. Poliția catalană încearcă acum să dea de urma hoților. Cei patru indivizi au dat buzna în casa cunoscutului atacant al Barcelonei la miezul nopții. Hoții au intrat în casa lui Pierre-Emerick Aubameyang, aflat în localitatea spaniolă Castel de Felț, cu cagule pe cap și înarmați cu pistoale și bare de fier. Pentru a putea pune mâna pe bunuri, aceștia l-au bătut și l-au amenințat pe fotbalist, dar și pe soția acestuia. Speriați, cei doi au deschis seiful. De acolo, hoții au furat bijuterii. Hoții nu s-au rezumat la a fura numai bijuterii și au furat și mașina fotbalistului, un Audi A3 alb. După ce hoții au plecat, Pierre-Emerick Aubameyang a cerut ajutor poliției catalane. Acum, agenții de poliție încearcă să dea de urma hoților. Nu este primul fotbalist al echipei Barcelona care este jefuit. Prin această situație au mai trecut de-a lungul timpului și Jordi Alba, Gerard Piquet și Nelson Semedo.